Bun găsit la reportajele jurnalului, sunt Ruxandra Gheorghe. Alexandru Odobescu, Ion Ghica, Ile Caragiale, Constantin Rădulescu Motru, Victor Eftimiu, Ion Minulescu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, Tudor Vianu, Zaharia Stancu, Radu Beligan, Andrei Șerban. Nu este o simplă înșiruire de nume mari ale literaturii și artelor românești. Toate personalitățile de mai sus au ceva în comun. Toți au fost, de-a lungul ultimilor 150 de ani, directori ai Teatrului Național din București. Un teatru încercat, bombardat în timpul celui de-al doilea război mondial, un teatru care a trebuit să-și schimbe în repetate rânduri ori locul, ori înfățișarea. Lucru pe care îl face și azi, sub conducerea lui Ion Caramitru. Ce haine noi o să îmbrace și mai ales ce promisiune face publicului, vedem în reportajul următor. Oricând la un cutremur de 6,5, această clădire putea să dispară cu oameni cu tot. Sunt din 74 până acum, cât aproape 4 decenii de când tot trupe pe scena Teatrului Național. Nu erau ani în care să-și pună cineva problema construcției unui teatru național, ba din contră. Cultura a fost prețuită, a fost așezată unde trebuie și cu toate rigorile, cu toate, cum să spun eu, cenzurile și tot ce s-a întâmplat, teatrul s-a făcut în forță. Teatrul Național este un colos și trebuie să reușească să-și gestioneze această dimensiune uriașă. În 1852, actul de naștere al Teatrului Național din București. Schimbările ultimelor decenii, cu bune și rele, le-am trăit împreună. Rezistența prin teatru din anii 70 și 80 și deschiderea anilor 90. 2011, a venit momentul ca teatrul să intre în cabină și să-și schimbe costumul. Expertiza din 2005 arată că Teatrul Național riscă să se prăbușească la un cutremur mai serios. În plus, teatrul a rămas în urmă cu dotările scenice. Am comandat încă o expertiză, o contraexpertiză, cu mult mai multe detalii, care a spus și mai rău. Că, într-adevăr, la un cutremur de 6,5, la configurația care a fost, teatrul nu rezistă. Clădirea pe care o cunoaștem cu toții astăzi n-a fost primul sediu al Teatrului Național. Aproape un secol, prima scenă a țării a fost pe Calea Victoriei, unde astăzi este un hotel nou. În 1836, Ion Eliade Rădulescu și Ion Câmpinanu au avut ideea construirii unui teatru mare în București. Au urmat ani lungi de tatonări, proiecte diferite ale unor arhitecți nemți și francezi, dar și mari probleme cu banii. În 1852, teatrul a fost în sfârșit inaugurat. Construcția realizată după planul arhitectului Iosef Heft s-a încheiat pe vremea domnitorului Barbu Știrbei. Teatrul cel mare de pe Calea Victoriei devenise centrul cultural și monden al Bucureștilor. Construit în stil baroc, avea o sală mare cu 3 rânduri de loji, un foyer luxos cu scări de marmură de Carrara și o mare galerie unde aveau acces gratuit studenții și elevii. Teatrul Național ăla de pe Calea Victoriei a fost o instituție absolut extraordinară. A fost un monument național. Carol I n-a primit la sfârșitul războiului defilarea trupelor la Arcul de Triumf care exista, ci în balconul Teatrului Național. Fabuloasa lui poveste a fost întreruptă de bombardamentele din cel de-al doilea război mondial. Deși bombele nu l-au distrus complet, au oferit regimului comunist pretextul perfect pentru a demola încă un simbol al vechii societăți burgheze. Din 1973, piesele de la Național se joacă în noua clădire. Astăzi, la mai bine de 4 decenii, Teatrul Național face o mare promisiune publicului. Să arate altfel și să ofere mai multe spații de joc. Unul dintre arhitecții care au proiectat clădirea în anii 60 coordonează astăzi lucrările de modernizare. În 63 au început schițele, a urmat o consultare lungă și anevoioasă împreună cu Liviu Ciulei și cu Sica Alexandrescu, care au fost consultanții teatrului. Sunt atâtea activități și atât de complexe într-un teatru și care foarte multe se bat cap în cap, încât trebuie să ajungi să poți să faci acele compromisuri care să asigure totuși o funcționare normală a teatrului. Arhitectura curajoasă a clădirii, prevăzută cu un acoperiș asemănat de mulți cu o pălărie, i-a displăcut lui Nicolae Ceaușescu. El a decis, după incendiul care a distrus sala mare, să modifice clădirea după mintea lui. Am avut un mare șoc, cum să spun eu, derutant, nimicitor, când a fost incendiul la Teatrul Național, marele incendiu care a distrus sala mare.
Și când am aflat la telefon de la unul din colegi că sala mare nu mai există, parcă s-a prăbușit cerul, n-am crezut că este posibil. După incendiu din 78 din sala mare, mi-a cerut ca sala să aibă 1500 de locuri, 900. I-am explicat că asta înseamnă că se renunță la noțiunea de teatru de dramă, pentru că un teatru de dramă care trece de 600-700 de spectatori, nu mai e un teatru de dramă, e ceva pe aproape. Am fost dați afară toată echipa de proiectare și a dus altă echipă de proiectare care a spus că se poate. Zis și făcut, care a fost rezultatul? Au stricat acustica, au stricat vizibilitatea și au stricat rezistența la seism. Pentru că au scos din configurația rezistenței la cutremur câte două diafragme de rezistență din fiecare parte a sălii ca să o lărgească. Apoi a venit și a acoperit întreg edificiu cu bomboniera, cum e numită ea, dar de fapt este un clopot de beton armat de peste 1200 de tone, care are o greutate enormă, deci, și care se sprijină în principal pe planșeul superior al parcării subterane de la Inter, peste un gol, deci, care în caz de cutremur, cu aceste modificări, poate duce la o catastrofă. În seriile de spectacol, în teatru pot fi peste 3.000 de oameni. În caz că nu s-ar fi schimbat, nu s-ar fi operat această lucrare, pornind de la riscul seismic, oricând la un cutremur de 6,5, această clădire putea să dispară cu oameni cu tot. Mai frumos sau mai urățit, mai nou sau mai vechi, teatrul înseamnă mai ales actorii lui. Nu e ușor să ajungi pe scena TNB. Prestigiul ei a schimbat destine. Nu striga, madame! Fii misericordioasă, sunt nebun de amor! Numele care au dat consistență Teatrului Național erau mari maestri ai teatrului, cei care au creat acele versiuni scenice devenite antologice ale comediilor lui Caragiale. Era vorba de Alexandru Giugaru, de Marcel Anghelescu, Nichi Atanasiu, Costache Antoniu, Grigore Vasiliu Birlic, Radu Beligan, activ, după cum se știe, și în continuare. Nume mari ale scenei românești în general, nu numai ale Teatrului Național din București. Zaharia Stancu m-a invitat odată, nu mi-amintesc pentru ce, la o discuție și eu eram pierită, mergeam încet, încet, așa pe trepte, așa cu o emoție și m-a întrebat de ce sunt așa de pierită. Și am zis, maestre, pe scările astea au urcat atâția monștri sacri. Iubita mea, dar trebuie să fie o mândrie, trebuie să sper că vei păși pe aceleași cărări. Una dintre cele mai puternice senzații, emoții și satisfacții ale vieții mele profesionale s-a datorat câștigării concursului la Teatru Național. La Teatru Național eu am ajuns foarte, foarte, foarte târziu, pentru că prima oară am intrat din întâmplare la Teatru Municipal, director doamna Lucia Sturza Bulandra. Victoria Benjuca, Anca Verești, Dorina Lazăr, mai bine zis, mama Dorinei Lazăr, pentru că Gheorghiu dădeau acolo și eu, fiind colegi de clasă cu ei, le-am dat replica. S-a întâmplat să le dau replica și am plecat acasă. Pe drum a venit un domn după mine și bă, vino repede înapoi, de ce? Că te caută doamna Bulandra. Păi de ce? Și doamna Bulandra mă vede și spune, bă, Albulescu, nu ești pe listă. Păi nu sunt, că nu dau examen în anul ăsta. Cum nu dai, domnule, examen? Păi nu, eu mă duc la Teatrul Național, pentru că acolo fosta mea profesoră, doamna Buzescu, vrea să joace într-o piesă cu mine, nu vrea nimic, adică ești angajat. La Teatrul Național a venit mult mai târziu, în 1974, când s-a montat spectacolul Danton. Iată că sunt din 74 până acum, cât aproape 4 decenii de când tot trupul e pe scena Teatrului Național. Anul 1990 a marcat într-adevăr o schimbare fundamentală. Ceea ce trebuia să fie schimbarea Teatrului Românesc a pornit de la Teatrul Național din București. În general, percepția asupra Teatrului Național din București este aceea că aici e un fel de cimitir al elefanților, un fel de loc prăfuit, obosit, plictisit, unde obosești și te plictisești. Or, înnoirea de substanță a pornit, iată, chiar de la Teatrul Național din București. Regizorul Andrei Șerban a venit atunci cu primul spectacol post-revoluționar al Teatrului Național din București, o trilogie antică. A fost un spectacol care nu numai că a schimbat percepția asupra teatrului, dar a schimbat, aș putea spune că a schimbat chiar destinele unor oameni.
Cu investiție de aproape 50 de milioane de euro în noul costum și cu accesoriile modernizate, teatrul va fi gata peste 2 ani. Până atunci, pe perioada lucrărilor, vor fi spectacole în 3 săli. Cum o să arate viitorul TNB? Se poate intra în teatru pe oriunde, pe toate 4 laturile, încercând prin asta să reactivăm strada Tudor Arghezi, care a devenit, din păcate, o stradă pe vremuri pitorească și în plin centru capitalei, o stradă de serviciu. Foaierele teatrului vor fi deschise de dimineață până seara, unde vor fi librării, cafenele, galerii de artă, vor fi aproape 5.000 de metri pătrați de galerii de artă aici, ceea ce nu-i puțin lucru. Și tot felul de posibile evenimente care se vor petrece în foaierele, care vor comunica între ele. Există un contact permanent între interior și exterior. Și asta îi dă dinamism, îi dă farmec, îi dă ceea ce în general noi numim spectacolul social. Alături de cele 3 săli existente, sala mare, sala atelier și sala amfiteatru, vor mai fi construite alte 3, dintre care una în aer liber, pe acoperișul teatrului. Spațiile se multiplică, în așa fel încât actorii din provincie vor putea organiza mici stagiuni la Naționalul Bucureștean. Unele săli se vor putea transforma în 20 de minute în cele 3 stiluri, italian, arenă sau elizabetan. Asta este sala care se va realiza în fostul atelier de pictură. Este o sală de tip italian care va avea un anumit tip de tur de scenă, care prin mobilitatea gradenelor se va putea obține o sală de tip arenă cu scena în mijloc sau o sală de tip elisabetan, spațiu scenic înconjurat pe 3 laturi. Aici a fost atelierul de pictură. Acolo e buzunarul scenei. Da. Iar aici vor fi atelierele de butaforie și de tâmplărie ale teatrului. Destul mamut. Sala mare va scăpa și de loja oficială, a cărei bizarerie atrage atenția. Ceaușescu nu era un frecventator de teatru. Faimoasa lojă din sala mare, construită special pentru prezența sa acolo, n-a fost ocupată decât o singură dată. Energia care se naște într-o sală de spectacol nu e o vorbă goală aceasta. Există realmente un curent din acesta invizibil care trece printre oameni și îi unește. Și se știe din istorie, din sălile de teatru s-a întâmplat adesea să pornească revoluții. Și atunci era puțin riscant să te afli în mijlocul unor oameni care sunt vii, calzi, care au reacții imediate și incontrolabile. O lojă de înălțimea asta este aberantă, stupidă, nu are niciun fel de măreție, dacă o vezi, este ca o plăcintă lipită în perete. Ea dispare acolo jos, va fi o lojă oficială, bineînțeles, și sala va fi îmbrăcată în loji, stânga-dreapta, și redusă din spațiile astea de unde s-au dat jos diafragmele. Parcarea din fața teatrului va deveni o zonă pietonală, iar terasa de pe copertină prinde mai multă viață. Am încercat să o redăm publicului, pentru că ceea ce s-ar putea vedea de pe această terasă este, de fapt, zona cea mai interesantă și bine constituită a Bucureștiului, Universitatea, Arhitectura, Șuțul, Ministerul Agriculturii, Colța. În 2012, teatrul va fi încă în plină schimbare. Modernizarea lui se va petrece sub privirile celui mai aprig comentator. Tot anul viitor vom fi sub pălăria lui Caragiale, și la propriu și la figurat. Că vechiul teatru avea aspectul vag al unei pălării, despre care se spunea că ar fi fost al lui Caragiale. Pentru intenția noastră ca anul 2012 să putem juca integral al lui Caragiale, toate cele 5 piese scrise de el, lucrul se va petrece în mod artistic mulțumitor. Sufocat arhitectural și artistic în perioada comunistă, pentru Teatrul Național din București începe o nouă epocă. Acum se va elibera.